Conopida asta este rasă, miroase oribil ca orice conopidă, știți foarte bine asta, dar dacă o lăsați în cuptor, miroase a sarmale. E unul din miracolele simple la care avem acces fără foarte mulți bani. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Începe un an nou, trebuie să slăbesc, poate și voi, nu e o aluzie, doar v-am spus, de-aia m-am gândit la o rețetă care vă ajută să mâncați pizza și să slăbiți, văzând cu ochii. Nu o să vă recunoașteți la sfârșitul mesei, să fiți alți oameni. De asta e bine să rămâneți cu mine ca să aflați cum se face o pizza de conopidă, cu ciupercuțe, cu parmezan, cu tot ce este mai bine, parmezan. Puteți să o faceți și vegană dacă doriți. Puteți să nu vă îngrășați absolut deloc, mâncați și nu vă îngrășați. Dar există totuși o parte tenebroasă a acestei rețete, pentru că în afară de beneficiile ei, veți rămâne în cap cu o melodie care vă va urmări probabil că sigur, toată viața. Pizza from Italia, pizza from Italia. Nu o să știți mai mult decât mine din acest cântec, care de altfel e foarte lung, din anii 80 și făcea furori în discotecile din Mioveni. Cam așa arată o felie de pizza vegetariană, vegană, de conopidă. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Pizza from Italia, pizza from Italia. Una din marile plăceri ale soldaților este să se radă. Eu cu armata n-am neapărat o legătură de prietenie, așa că place să rad conopidă. Conopida asta este rasă, miroase oribil ca orice conopidă, știți foarte bine asta, dar dacă o lăsați în cuptor, miroase a sarmale. E unul din miracolele simple la care avem acces fără foarte mulți bani. O scurgeți după aia într-un șervet, încercați să o presați un pic, astfel încât să mai piardă din apă, sare, piper. Aici ferbe niște apă. Puteți să o și deshidratați și faceți popcorn, cum fac rău veganii. Ca să nu trebuiască să gustați voi, am să gust eu. Știți cum fac ăștia? Bun, așa, bun. Avem apă la fiert, nu trebuie să stea foarte mult, doar să capete o consistență puțin mai cremoasă după ce se gătește un pic, astfel încât să poată fi transformat în aluat, să se strivească. Nici nu trebuie ținută foarte mult, vă dați seama că se pătrunde imediat. Și acum așteptăm. 10 minute, genul ăsta ar trebui să fie mai mult decât suficient. Am încins aici un pic tigaia. Avem aceste ciuperci care sunt preferatele mele mai nou, de când au început să se găsească, vreau să spun. Și se numesc oyster mushrooms. Și, mă rog, dacă vreți să fiți mai fancy, puteți să le faceți așa niște mici inserții de cuțit. Nu vă duceți neapărat foarte adânc. Și gata, suntem bine. S-a încălzit tigaia. Conopida se gătește. E nevoie de niște unt. Un pic de usturoi. Miroasea... e un parfum de... Puteți să-i faceți gluma asta, știi? Parfum de ce, mă, băi? Zi, mă. Ce simți? Că eu nu simt decât conopidă fiartă. Asta era. Conopidă fiartă. Bun, și acum ne ocupăm de ciuperci. Facem chestia asta. Sare, piper, crenguță de cimbru, poză pe Instagram și buf, așa vă explodează urmăritorii. Ăștia sunt înnebuniți pe cimbru pe internet, vă zic. Cimbru este soluția. Tarhonul vine încet din urmă, dar cimbru, dacă mergeți pe cimbru, ați câștigat meciul. Le gătiți încet până când se rumenesc frumos, astfel încât să fie puse pe pizza, dar înainte de asta o să le amestecăm cu niște ierburi, cu un pic de parmezan, astfel încât să capete și mai mult gust.
Foc mai mic, le mai permutăm pe aici prin tigaie, ca să se gătească toate la fel și în rest așteptăm după conopidă, facem aluatul, îl punem la cuptor și facem pizza și ne pregătim pentru corpul de plajă. Puteți să faceți un concurs când vă întâlniți cu prietenii și gătiți chestia asta? Vedeți care dă cel mai oribil răspuns legat de felul în care miroase conopida. E un joc de societate foarte interesant, al imaginației. E călduță, miroase ceva mai puțin oribil decât... Dar nu vreau să vă dau răspunsurile corecte. Miroase ceva mai puțin oribil și o lăsăm așa. Deci avem niște făină de migdale, puteți folosi migdale zlobite, dar făina e mai bună. Tehnic vorbind, o să facem un aluat. Deci avem semințe de in zlobite sau făină. Vedeți că începe să semene puțin, se leagă. Mai avem și niște fulgi de drojdie, foarte importanți de altfel. Au gustul de parmezan, sunt puțin serați, dar nu foarte. Puteți face asta și în post, de exemplu. E o șmecherie bună. Rețeta asta poate fi cât se poate de vegană, dacă vreți să o țineți așa. Și tot ce puneți deasupra, de asemenea, poate rămâne în zona asta. Fie vegan, fie vegetarian. Gătiți cu unt, cum am gătit eu. Am pus și restul de făină de migdale. După cum vedeți, chiar începe să se adune ca un aluat. Gustăm un pic, vedem ce... Are un vag gust de porridge, dacă sunteți familiari. E aproape de mizerie, dar un pic mai sus. Un pic. Un pic de sare. E gustos. Are gust de cereale. Conopida e undeva mai în spatele cortinei, dar se va revela în momentul în care va ajunge la cuptor. Bun. Acum ne jucăm de an micii brutari. Și avem această tavă care o dăm cu spray. Noi ne dăm cu spray, nu e așa? Asta o să ne ajute destul de tare în viață. Undeva la jumătate de centimetru ar trebui să fie grosimea blatului. Ne asigurăm că e suficient ulei de desubt ca să nu se prindă. Întindem din proporția asta, voiesc cam două pizza, ca să le numesc așa. Îl împingem până spre marginile formei. În general, dacă te uiți la rețetele de pizza din asta de pe internet, intră mulți oameni simpatici care vor să îi distrugă moralul celui care a făcut rețeta și lasă comentarii care de altfel sunt extrem de savuroase, așa că vă invit pe canalul de YouTube Oșan la Farfuria lui Exarhu să lăsați acolo impresiile voastre despre o pizza, da? O pizza vegetariană. Cuptorul l-am încins la 180 de grade și lăsăm tava, să zic, vreo 3 minute până când simțim că putem întoarce așa zisa pizza. Dar gândiți-vă că totuși diferența dintre voi cei de acum și cei care vor mânca pizza asta în fiecare zi va fi un corp de plajă impecabil. Eu zic că merită efort. Bun, deci, în concluzie, avem această pizza. Și dacă vă este cunoscut cântecul Pizza from Italia, Pizza from Italia, e cam suficient. Să încerc să n-o distrug, destul de greu. La cât sunt de competent, că vă dați seama că n-am luat unul competent aici. Tot păpile am ajuns la Oșan. De asta, din milă ne-au luat. Vă dați seama că singur nu mă ducea capul să fac asta. Îmi șoptește ăsta care mă ține în brațe aici la Oșan. Bun, pe scurt, cam așa arată. Uite, asta, despre asta vă vorbeam. Încercați un pic, vedeți că asta e puțin nefăcută. Dar ați înțeles aluzia, să înălțați un pic marginea asta. Foarte sănătos, ca toată mâncarea sănătoasă. Încep să-ți pui mari întrebări legate de ce se va întâmpla cu sănătatea ta după ce o să mănânci. Sigur, asta să fie problema dacă ne uităm
la ce apare prin ziare, mâncarea sănătoasă chiar cred că este ultima noastră problemă. O lăsăm așa, cum am zis. Da, cam așa arată pizza asta sănătoasă. Da, ce nu face omul pentru un corp de plajă? Și acum mai stăm, nu știu, 5 minute, 10 minute, depinde și de cuptorul vostru. Trebuie să se rumenească, să fie crocantă, să usucă. Chiar o să fie bună, o să vă placă. Eu mai râd, mai glumesc, dar mâncarea asta îmi place și mie și de-aia vă propun și vouă. Răbdare, băi, fomiștilor. Gata. Dar miroase chiar foarte bine. E mirosul ăla de pizza cu sarmale, dacă vă imaginați. Vedeți că am făcut-o cu blat subțire. Cam așa arată. Eu zic că nu e neapărat rea. Aici avem ciupercuțele și o să le dau un pic de chives, de arbagic, cum se spune la noi la Brăila, un pic de mărar. Și acum, peste pizza, cât e ea, puteți să-i puneți și sosuri, dar eu cred că așa mai pe discret ar merge mai bine. Ea e încă foarte fierbinte și parmezanul ăsta o să topească și o să devină parte din compoziție. Restul le putem arunca pe aici. O să aruncăm ciupercuțele. Este blat. Din loc în loc. Și miroase foarte bine. Ca să nu zică lumea că nu trăim sănătos aici la Farfuria lui Exarhu, adăugăm niște rucola, care ne aduce aminte, nu-i așa, de Italia, de unde vine această rețetă. Ulei de măsline. Asta este pizza care vă ajută să slăbiți, o pizza de conopidă cu multe ciupercuțe bune de pădure și cu parmezan care sigur nu crește încă în pădure, dar vom ajunge și acolo să avem codrii verzi de parmezan. Așa că ați rămas cu mine, ați aflat cum se face, acum puneți mâna, gătiți și mă pomeniți.